Ilia, mulțumesc foarte mult. Fondul Monetar Internațional descinde în România. O delegație a FMI-ului urmează să ajungă luna aceasta la noi în țară. Experții FMI vin cu propuneri șoc pentru români. Se discută despre recalcularea pensiilor în etape, despre introducerea impozitului progresiv, dar și despre creșterea TVA-ului. Mergem chiar acum la Bianca Ogar, care ne explică toate aceste informații. Bianca, bun găsit! Bine v-am găsit. După data de 20 ianuarie, o delegație a Fondului Monetar Internațional va ajunge la noi în țară. Trebuie să spunem că este vorba despre o vizită de monitorizare și nu de raportare, așa cum se întâmplă de obicei la final de an. Ei bine, vor să vadă oficialii europeni dacă acele măsuri fiscale pe care executivul le-a implementat toamna trecută și-au făcut efectul, întrucât ne amintim că acum câteva luni guvernul a implementat mai multe măsuri fiscale pentru a ține sub control deficitul bugetar. Ba mai mult, în luna august ar trebui să fie gata acel proces de recalculare a celor 5 milioane de dosare de pensie, însă vedem cum susțin practic oficialii europeni că acest proces de recalculare al pensiilor s-ar putea face în etape, întrucât aceștia din urmă se tem că practic guvernanții n-ar avea fonduri suficiente pentru a suporta și cea de-a doua majorare de pensii de anul acesta. În același timp se discută și despre acel impozit progresiv, însă numai în cazul în care foarte multe dintre facilitățile fiscale vor fi eliminate.